Frați și surori, vreau să deschidem cuvântul Domnului la cartea Exodul, la capitolul 32. Pentru a găsi cu ușurință, căutăm în Scriptură pagina 95. Cartea Exodul, capitolul 32, începând cu versetul 1 până la versetul 6. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și a zis: Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aron le-a răspuns: Scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus lui Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat și i-au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-a sculat să joace. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, mă bucur că în seara aceasta suntem împreună în casa Domnului și mă rog ca Dumnezeu să dea și sufletului meu binecuvântări alături de voi toți. Amin. Amin. Ne-am bucurat astăzi la Ipotești, dimineața am avut pe lângă altele și un serviciu de binecuvântare de copii. Am putut să ne rugăm pentru un copilaș, să ne rugăm pentru frații lui, să ne rugăm pentru familia lui. În aceste vremuri în care familia este așa de lovită de cel rău. Apoi, privind la copilașul acela, n-am putut să nu ne amintim de sărbătoarea care stă în fața noastră, întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, venirea Lui ca Fiul de Dumnezeu în Fiul al omului, pentru ca să fie părtaș sângelui și cărnii și în felul acesta să poată fi jertfă și preot. Amin. Mă întorc la cuvântul Domnului și cuvântul Domnului în seara aceasta aș vrea să fie un cuvânt care să ne pregătească pentru sărbători. Tare important cum intrăm în sărbătorile astea, pentru ce intrăm și cu ce ne alegem din sărbători. Găsesc în cartea lui Isaia un cuvânt chiar la începutul cărții, în capitolul 1, cu versetul 13, unde cuvântul Domnului spune așa: Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Dacă ne uităm la cei din afară, la cei care nu sunt în biserică, vedem lucrul ăsta pretutindeni. Nelegiuirea este unită cu sărbătoarea. Unii chiar ar ajunge pur și simplu la o concluzie fatalistă și ar spune: nu s-ar mai merita să mai sărbătorim deloc. Și avem și concepții din acesta de oameni care sunt împotriva tuturor sărbătorilor. Ei uită că de fapt sărbătorile sunt ideea lui Dumnezeu. El a fost cel care a dorit la un moment dat ca poporul să aibă parte de sărbătoare. Însă el vedea sărbătoarea ca pe un timp de odihnă, vedea sărbătoarea ca pe un timp de bucurie, vedea sărbătoarea ca pe un timp de apropiere de Domnul și ca pe un timp de închinare. Nu este exclusă bucuria de la sărbătoare. Studiam acum cartea lui Neemia și la un moment dat Neemia acolo la sărbătoare spune: Duceți-vă și mâncați mâncăruri grase și beți băuturi dulci. Deci, putem avea parte în sărbătoare și de bucurie și ne putem bucura și de cele pământești, dar în sfințenie, în condițiile puse de Domnul. Noi vedem însă aici o sărbătoare la care au ajuns copiii lui Israel din nefericire, într-o stare foarte gravă. Cuvântul lui Dumnezeu care ne-l dă Domnul aici este un cuvânt care se ocupă de problema idolatriei. Și tare interesant începe cuvântul ăsta. Cuvântul ne arată că la un moment dat oamenii
sunt în stare să se lege de un om mai mult decât de Dumnezeu. Și asta înseamnă, de fapt, idolatrie. Omul ăla poate fi păstorul, omul ăla poate fi un personaj oarecare, omul ăla poate fi, știu eu, un lider care la un moment dat câștigă și manipulează sentimentele și inima poporului. Dar tot la fel, idolatria poate să fie ceva care se interpune între om și Dumnezeu. Până la urmă, orice lucru, orice persoană și orice concepție este iubită de om mai mult decât e iubit Dumnezeu și are în ordinea sentimentelor și a priorităților un loc mai înalt decât Dumnezeu, este practic idolatrie. Idolatrie este ceva, așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu, care se interpune într-o închinare permisă, biblică, dorită de Dumnezeu pentru om. Cuvântul lui Dumnezeu spune că poporul ăsta așa pierdut răbdarea pentru că Moise nu mai cobora de pe munte. Și în situația asta s-a apropiat de Aron și a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, că și Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut cu el. Nu știm ce s-a întâmplat cu el. Când poporul vrea un Dumnezeu făcut, asta arată că poporul este îndreptat către idolatrie. Dumnezeu să ne păzească să ne facem noi înșine Dumnezei. Domnul Iisus merge până acolo încât vrea o inimă tăiată împrejur și spune: dacă cineva iubește pe ai lui, pe cei din casa lui, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. E o stare de idolatrie. În situația asta, Aron procedează tare ciudat. El zice așa: scoateți-vă cerceii de aur din urechile voastre, a fiilor voștri și a fiicelor voastre, și aduceți-i la mine. Și toți au scos cerceii de aur din urechi și au adus la Aron. Și Aron i-a luat de mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și poporul a zis: iată, Israele, Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Ne uităm la cuvintele astea și putem să tragem o concluzie. Idolașii mici pot duce la un moment dat la o idolatrie mare. Idolașii ăștia mici, nu vreau să renunț la ei. Dar ei se interpun între mine și fratele meu, se interpun între mine și modul meu de închinare, legătura mea cu Dumnezeu. Atâta de mult sunt la ei, atâta de iubit sunt în inima mea, atâta prețuiesc în ordinea mea de valori, încât la un moment dat suferă relația mea cu Dumnezeu. Și fraților, suntem în vremea asta în care lucrurile astea lumești, firești, în așa zisa libertate în Hristos pe care începem să o propovăduim noi, pătrund încet și ușor printre noi, la un moment dat cu o îngăduință, cu o toleranță, cu o judecată mai slabă, dar ele prin teren. Venim la un moment dat să constatăm și să spunem: da, am văzut și la cutare. Da, am văzut și la cutare. Mi-aduc aminte, cu ani în urmă, ai văzut poza cu soția lui Billy Graham? Purta cercei. Păi dacă soția lui Billy Graham purta cercei, cine suntem noi să nu purtăm? Acum l-auzim pe fratele Billy Graham spunând: biserica din America trebuie să se pregătească de prigoană. Acum vedem cum biserica slăbește, cum pierde din har, pierde din putere, pierde din autoritate, pierde din acea întâietate sfântă pe care a vrut să o dea Dumnezeu. Dragii mei, am vrea să stăm să ne gândim: ce loc are Dumnezeu în prioritatea sentimentelor noastre? Cât îl iubim pe Dumnezeu și cât suntem dispuși să ascultăm de cuvântul Său? Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând mâini curate, fără mânie, fără îndoiel. Vreau dar ca femeile să se roage în felul cu tare și cu tare și cu tare. Toți putem citi și toți putem împlini. Nu sunt lucruri grele de dus. Dar depinde de ce este stăpânită inima noastră.
Cuvântul Domnului spune, din cercei ăștia mici, care pe acolo, prin Egipt, au început să-i poarte fiii, au început să-i poarte fetele, au început să-i poarte nevestele, din ăștia, din idolași ăștia mici, s-a făcut un idol așa de mare. Nu-i singurul caz din Scriptură. Dacă stăm să ne uităm la judecător, la capitolul 8, cuvântul Domnului spune de la versetul 24 la versetul 27, Gedeon le-a zis, am să vă fac o rugăminte, dați în fiecare verigile de nas pe care le-ați luat ca pradă. Vrăjmașii aveau verigi de aur, căci erau ismaeliți. Este clar, nu erau din copiii lui Israel, erau dintre străini, ăștia purtau verigi de aur. Ei au zis, să le vom da cu plăcere, și au întins o manta pe care a aruncat fiecare verigile pe care le prădase. Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Gedeon a fost de 1700 de sicle de aur, afară de lunișoare, de cercei de aur, de hainele de purpură pe care le purtau împărații Madianului și afară de lănțișoarele de la gâtul cămilelor lor. Gedeon a făcut din ele un efod, l-a pus în cetatea lui la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. O pricină de curvie și o capcană spirituală. Au luat ca pradă de război și au fost gata să renunțe, dar nu de dragul Domnului, de dragul unui om. Pentru că l-au iubit pe Gedeon și au zis, merită să-l ascultăm, să-i facem favorul ăsta. Gedeon, dacă ar fi fost un om care să profite de situația asta că poporul ascultă de influența lui, ar fi putut lua toate acestea și le-ar fi folosit într-un scop nobil. Ori pur și simplu le-ar fi dat săracilor, dar nu să le poarte, ci să le fie de folos. Ori pur și simplu să dea deoparte toată asta și să spună ceea ce purtau ismaeliții nu se merită să poarte izraeliții. Și noi putem aplica. Mergem mai departe și cuvântul lui Dumnezeu spune că falsul Dumnezeu care apare în idolatrie este un Dumnezeu făcut de mâini omenești. El poate să fie un chip, el poate să fie o construcție, el poate să fie, știu eu, un blazon, o titulatură, poate să fie o mașină de lux, sau știu eu ce. Lucruri pentru care depui mai mult sentiment și mai multă preocupare decât pentru Domnul. Doamne, îndură-te de noi! Falsul Dumnezeu în închinare înlocuiește adevăratul Dumnezeu. Când au văzut vițelul ăsta de aur, auziți la ei ce au zis, Israele, iată Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. Doamne, în ce orbire spirituală pot să ajungă la un moment dat oamenii să ia pur și simplu slava adevăratului Dumnezeu care a făcut semne mari și minuni pentru ei în țara Egiptului. I-a scos cu mână tare, cu braț puternic, cu semne și minuni. Și acum îl înlocuiesc cu un vițel făcut din aur. Vă dați seama unde duce idolatria și unde putem ajunge? În situația asta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune la versetul 8 că Dumnezeu este acela care aude. Foarte curând, zice Domnul, s-au bătut de la calea pe care le-o poruncisem și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui. I-au adus jertfe și au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Avem un Dumnezeu care vede totul. Avem un Dumnezeu care aude totul. N-aș vrea să nu luăm în seamă faptul că avem un Dumnezeu gelos pentru slava Lui. Nu voi da slava mea altuia. Nu voi da cinstea mea idolilor. În timpul acesta Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Va veni ziua când pe mulți fii de-a lui Dumnezeu îi va duce la slavă. Dar slava este a lui Dumnezeu. Când cel care conducea cetele de îngeri a atentat la slava lui Dumnezeu, a fost aruncat din cer. Și ori de câte ori Dumnezeu vede că cineva atentează la slava lui, Dumnezeu arată că este un Dumnezeu gelos. Cuvântul Domnului spune mai departe,
la versetul 5. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: mâine va fi o zi de sărbătoare în cinstea Domnului. În idolatrie avem lideri religioși, avem preoți corupți. Oamenii ăștia ascultă mai mult de voința poporului decât de legea lui Dumnezeu. Iar atâta de clar pentru Aron în lege, să nu-ți faci chip, să nu te închini înaintea lui. Uitați-vă că acum, când vocea poporului la unison a strigat: iată Dumnezeu care te-a scos, Aron, când a văzut asta, spune cuvântul, a zidit un altar și a anunțat o sărbătoare. În idolatrie avem preoți corupți care ascultă de voința poporului, avem altare ridicate unde nu trebuie și pentru cine nu trebuie. Nu era zidit la porunca Domnului și nu era zidit în locul în care Dumnezeu a cerut să fie zidit altar. Când Avram a fost chemat să aducă jertfă, Dumnezeu i-a arătat locul unde trebuia să ridice altarul. Aici nu apare așa ceva. Dar nu numai atât. Aici cuvântul Domnului îmi arată că în idolatrie avem sărbători neporuncite de Domnul, cu pretenția de a fi sărbători sfinte. Dar voi de ce nu țineți sărbătorile? Dacă nu sunt poruncite de Domnul? Și dacă aceste sărbători nu sunt de fapt în cinstea Domnului? Avem sărbători legate de Domnul, legate de Dumnezeu, legate de Duhul Sfânt, legate de Domnul Iisus Hristos. Acestea sunt sărbătorile noastre. Sunt în cinstea Domnului. Vorbesc despre personalitatea Domnului, caracterul Domnului, vorbesc despre lucrările Domnului, despre măreția Domnului. Sărbători, într-adevăr, legate de Domnul Iisus Hristos. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu vorbește de altfel de sărbătoare. Cu pretenția că e o sărbătoare în cinstea Domnului, dar era o sărbătoare la voința poporului și în cinstea vițelului. Doamne, îndură-te de noi! Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne arată că într-o asemenea sărbătoare, a doua zi s-au sculat dis de dimineață, au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. La o asemenea sărbătoare, jertfele sunt aduse în zadar. Nu primea Dumnezeu mulțumirea asta, nu primea închinarea asta. De ce? Pentru că e același Dumnezeu care vorbește prin Isaia. Nu pot vedea nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Nu-mi trebuie sărbătorile voastre. De atâtea ori, fraților, vedem sărbători în care se încearcă un mod de închinare înaintea Domnului. Sunt oameni care jertfesc timpul lor, sănătatea lor, stau prin ploaie, stau prin frig, jertfesc banii lor și atâția profită de câștigul muncilor. Dar jertfele astea nu sunt primite înaintea Domnului. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne arată că în asemenea sărbători, mâncarea, băutura și dansul apar în sărbătorile astea idolatre, în sărbătorile care nu sunt după voia Domnului. Acum nu avem de-a face cu un Dumnezeu absurd. Ne uităm și vedem pur și simplu sărbătoarea Paștelui poruncită de Domnul, în care vedem acolo că au parte și de masă și stau și la masă. Dar vai de noi dacă partea importantă a sărbătorii este mâncarea, băutura și apoi, așa cum spune cuvântul aici, și dansul. Într-o vreme spuneam: Doamne, încă la asta n-am ajuns. Dar acum spunem cu rușine: la asta chiar am ajuns. Pentru că am unit sărbătoarea și cu mâncarea, și cu băutura, și a început și dansul. Poate că începe așa mai timid cu dansul miresei. Sau poate începe doar cu un pahar de șampanie. Dar nu se oprește aici. Nu se oprește aici. Fraților, haideți să ne întoarcem la Scriptură. Haideți să ne întoarcem la pocăință. Nu degeaba la un moment dat apar tulburările astea. Partea bună este că acestea vin să ne aducă aminte că depindem întru totul de Domnul. Că ceea ce facem trebuie să fie pe baza Scripturii.
Că ceea ce ne îmbracă în autoritate în fața tuturor oamenilor și în fața celor care dușmănesc chiar, este de fapt biblicitatea vieții noastre. Ești sau nu ești biblic? Dar de ce vă rugați? Spune Biblia. Dar de ce cântați? Spune Biblia. Dar de ce predicați? Așa spune Biblia. Dar de ce binecuvântați copiii? Așa spune Biblia. Dar de ce nu-i botezați? Pentru că nu așa spune Biblia. Dar uitați-vă unde duce sărbătoarea. Și fraților, am ajuns și acolo. Și trebuie la un moment dat să fie clar despărțire și să spunem așa ceva nu se cuvine între noi. Și acei care vă pregătiți de nuntă și vreți să aduceți dansatori la nuntă, vă rog să vă pregătiți și de excludere. Pentru că ori vă excludem pe voi, ori ieșim noi din cetate. Nu se poate împreună. Noi trebuie să rămânem lângă Domnul. Și sunt suflete care vor să rămână lângă Domnul. Și doresc cu adevărat pocăința și mântuirea. Și n-au plecat pe drumul ăsta să se învârtă în jurul muntelui până moare o generație. Ci chiar vrem să ajungem la moștenirea promisă. Dar încotracolo duce idolatria. Apoi cuvântul Domnului spune la versetul 7: scoală-te și pocoară-te, căci poporul care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Lucrurile astea strică poporul. Strică adunarea. Haideți să spunem un nu hotărât ceea ce este nebiblic. Și haideți să ne întoarcem și să ne verificăm. Vrem să facem ceva care să aibă bază biblică. Să ne putem bucura pe Biblie. Frații mei, la un moment dat de bucuria pe care o simțeau în inima lor, evreii luau în brațe sulurile Torei și săreau de bucurie înaintea Domnului. La un moment dat în sărbătorile astea, oamenii ăștia săreau în sus de bucurie. Lucrul ăsta apare definit ca un dans. Dar niciun caz nu-i hora din oaș. Și nu-ți dansurile astea lumești și firești. Nu. Noi trebuie să înțelegem clar ce vrea să spună cuvântul Domnului și să rămânem la cele sfinte. Poporul s-a stricat. De ce? Auziți ce spune Domnul. S-au abătut de la calea Domnului. Au participat la facerea chipului. Au participat la închinare înaintea chipului. Au jertfit înaintea chipului. Au atribuit realizările lui Dumnezeu unui chip. Toate astea le-au făcut. Acum uitați-vă dumneavoastră la oamenii care sunt în jurul nostru, uitați-vă la biserica, să zic așa, secularizată, uitați-vă la ei și gândiți-vă bine. Cui atribuie ei ceea ce Dumnezeu a făcut? Se întoarce o femeie, s-a îndurat Dumnezeu de viața ei și a prelungit viața și a vindecat-o de cancer. Am fost la Maica Paraschiva și m-am închinat. Și uite că m-am vindecat. Un Dumnezeu gelos când aude o asemenea mărturie, cam ce se întâmplă în inima lui? Putem gândi fiecare. Dar tot la fel, putem ajunge noi dacă nu veghem. Versetul 10 și 11 arată că idolatria stârnește mânia lui Dumnezeu. Acum lasă-mă, zice Domnul, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Un Dumnezeu care se mânie. De ce? Pentru că idolatria aduce mânia lui Dumnezeu. Dacă mai vreți, deschidem la Numeri capitolul 12. Maria bârfește pe Moise pentru că s-a căsătorit cu o femeie etiopiancă. Cuvântul spune că Dumnezeu s-a mâniat și s-a îndepărtat. Un Dumnezeu care se mânie și se îndepărtează de cel care umblă cu bârfeli în popor. Și cuvântul Domnului spune, nu umbla cu bârfeli în poporul tău și nu te ridica împotriva vieții aproapelui tău. Eu sunt Domnul. Bârfa este o crimă asupra reputației cuiva, asupra integrității cuiva. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Dumnezeu se va judeca cu oamenii ăștia. Mânia lui se pronunță și el se îndepărtează de asemenea oameni. Dar ce facem noi? După a și a doua mustrare, depărtează-te de cel care produce dezbinări. Suntem datori să ne depărtăm și noi.
Așa ne învață cuvântul. Acum, care dintre noi ar vrea să țină piept unui Dumnezeu mânios? Nimeni. Și nici nu putem face lucrul ăsta. Atunci, acum, practic, să ne îngăduim să lăsăm idolatria să apară în viața noastră? Doamne, ai milă de noi. Versetul 12. Pentru ce să zică egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos Domnul ca să-i omoare prin munți și să-i șteargă de pe fața pământului? Vedeți, de aici mai realizăm ceva. Idolatria este cea care la un moment dat distruge credința în oameni. Văzând semnele și minunile care Dumnezeu le-a făcut în Egipt, egiptenii au rămas cu convingerea că Israel are un Dumnezeu mai puternic decât toți dumnezeii lor. Dar dacă mânia lui Dumnezeu se pronunță acum împotriva lor și îi șterge de pe fața pământului, toată credința aia se prăbușește și oamenii ăștia vor zice, n-a fost în stare Dumnezeu să-i ducă la capăt. Și nu e asta realitatea. Dar din cauza idolatriei se strânește mânia Domnului și se distruge credința în popor. Și atunci, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că idolatria nu lasă pe Domnul să-și țină făgăduierile făcute, promisiunile pe care le-a făcut El înaintașilor. Moise se roagă și spune, adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți, voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. Dumnezeu a făgăduit. Acum starea de idolatrie din popor îl oprește pe Dumnezeu să-și țină făgăduiala. Fraților, avem atâtea promisiuni și făgăduințe sfinte în Scriptură. Un Dumnezeu care spune, eu voi fi cu voi de-a lungul veacurilor. Dar Dumnezeu nu își mai poate ține făgăduiala față de o biserică idolatră. Când vezi o biserică în care capul ei spune, eu țin locul lui Hristos pe pământ. Cum poate Dumnezeu să țină cu asemenea biserică și să fie cu ei? Când vezi că oamenii se închină la chipuri, când vezi că trăiesc în această idolatrie crasă, cum poți să vezi pe un Dumnezeu gelos că își poate ține făgăduiala față de asemenea oameni? Dar în aceeași situație suntem predispuși și noi, dacă nu rămânem oameni care într-adevăr să avem închinată Domnului viața noastră, ființa noastră, slujirea noastră, întreaga noastră umblare. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că oamenii ăștia înlocuiau. Și fraților, noi suntem în pericolul ăsta când e vorba de simbolistica asta care apare printre noi. Vorbim de lumină, hai să aprindem și noi o lumină. Vorbim în Vechiul Testament de sfeșnic, vorbim de altarele din Vechiul Testament, vorbim de îmbrăcămintea preoților din Vechiul Testament. Lucrurile astea la un moment dat pot să apară printre noi așa simbolistic. Dar la un moment dat ele duc până la urmă la idolatrie. Ne-a dat Domnul Iisus Hristos o închinare în duh și în adevăr și o rânduială nou testamentală. Dar dacă episcopul de Roma la un moment dat s-a gândit să aducă înapoi altarul din Vechiul Testament, să aducă înapoi cădelnița, să aducă înapoi tămâia, să aducă înapoi lumina, să aprindă din nou sfeșnicul. Uitați că lucrurile astea au dus pur și simplu la o stare de idolatrie neporuncită de Domnul. La un foc străin. Și acum, în loc oamenii să se bucure de adevărata lumină care a strălucit și strălucește în lume, de Domnul Iisus care zice, eu sunt lumina lumii, atâta preocupare are, atâta alergare, să aprinde lumina, au adus lumina, veniți și luați lumină. Niște lucruri care au început ca niște simboluri nevinovate, dar la urmă ajung ca o idolatrie care se interpune între un Dumnezeu care vrea o închinare în duh și în adevăr și niște închinători care ar trebui să se închine în duh și în adevăr. Haideți, fraților, să stăm, să ne uităm la lucrurile astea și să ne fie de folos învățătura. Ne bate din nou iudaismul la ușă.
apare din nou sărbătoarea cortelor, apar din nou filacterii, apar din nou mesianici, apare din nou chipa pe cap, dar cuvântul spune, cine se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își nesimțește capul. Dar nu mai ții cont de asta. Ții cont de tradiția ebraică și de dragul tradiției calci Scriptura. Noi trebuie să fim într-o stare de veghere. N-avem invagini, n-avem icoane pe pereți, dar apar pe videoproiector icoane. Dar apare acolo cruce, dar apare acolo Iisus Hristos răstignit, dar apare acolo chipuri din astea. Fraților, trebuie să veghem. Din ce cauză? Avem un Dumnezeu gelos pentru slava Lui. Și avem un Dumnezeu care ne arată clar că idolatria poate să ducă până la urmă la desfrâu. Neascultarea în cele mici duce la neascultare în cele mari. Versetul 25. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron îl făcuse să fie fără frâu, spre batjocura vrăjmașilor săi. Venim de la țară și ne aducem aminte de cumătrii, de scăldușcă, de nunțele de acolo. Totul începea ca o sărbătoare bisericească. Într-un locaș de închinare, cu un preot în față, cu cununiile puse pe cap, și apoi mâncarea, și apoi băutura, și după aceea desfrâul. Ai auzit la nunta lui Cutare? Ai auzit de Cutare și despre Cutare? Grădinile, porumbul crescut înalt, căpițele cu fân, știau tot desfrâul la care ajungeau oamenii la un moment dat. Într-acolo duce idolatria. Și astea sunt realități. Dar, fraților, nu într-acolo suntem îndreptați dacă nu ne oprim la timp? Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să rezolvăm problema idolatriei. Mai este ceva care ne arată cuvântul aici. Versetul 20. Moise a luat vițelul care îl făcuseră ei, l-a ars în foc, l-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe fața apei și a dat-o copiilor lui Israel să o bea. Acum, cei de vârsta noastră și cei mai înziliți decât noi știu că leșia era folosită când se spălau femeile pe cap. Era folosită leșia atunci când voiai să curăți ceva, să speli ceva. Nu era săpun, dar era leșie. Dar mai știm ceva. Nimeni nu s-a apucat să bea leșie. Pentru că aduce greață, pentru că produce vomitare, pentru că aduce scârbă. Dar de ce Moise procedează în felul ăsta și obligă pe ăștia să bea leșie? Știți de ce? Moise face lucrul ăsta ca și cum ar vrea să le spună, să simțiți și voi ce simte Dumnezeu când vede idolatria. Dar cum asta? Deschidem la cartea lui Isaia. Mi-e scârbă de sărbătorile voastre. Mi-e scârbă de lunile voi, noi. Mi-e scârbă de sabatele voastre. Dar de ce, Doamne? Nelegiuirea e unită cu sărbătoarea. Faceți lucruri care nu le-am poruncit. Și pentru asta mi-e scârbă de ele. La Dumnezeu idolatria produce scârbă. În momentul când îl iei pe om și când îl pui și îl ridici mai sus decât trebuie, Scriptura spune clar, ce este înălțat între oameni este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Nu-ți înălța păstorul mai mult decât adevărul biblic. Nu-ți înălța conducătorii mai sus decât trebuie. Și ei sunt frați și surori și ei sunt puși disciplinei bisericii și ei trebuie să fie chemați la sfințenie. Și atunci când cad în păcat și ei trebuie să fie disciplinați și să plătească pentru păcatul lor. Dacă nu cădem în idolatrie. Merge cuvântul Domnului mai departe și ne ajută să putem să vedem cum se rezolvă problema idolatriei. Și cuvântul Domnului spune la versetul 11. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Rugăciunea făcută în smerenie. Știți de ce se roagă Moise aici? Pentru că Moise a biruit mândria din el. Gândiți-vă dumneavoastră la un om care ar zice, Doamne, eu sunt cel care am plantat toate bisericile.
de numele meu să aleagă apariția bisericilor cu tare sau cu tare în România. Eu am început mișcarea cu tare, am început misiunea cu tare, am început trezirea cu tare. Sunt asemenea oameni. Dumnezeu pentru noi, ca să nu ne lase să cădem în idolatrie, zice, am să vă arăt că și oamenii ăștia sunt slabi. Uite-te ce are să facă Țon la un moment dat, spre rușinea lui. Dar nu numai pentru asta, ca voi să nu-l mai idolatrizați, să știți că e om ca și voi. Uite-te ce boacănă poate să facă Candreanu la un moment dat, ca să nu vă mai legați de el. Că și el e slab, că și el are bube în cap, că și el are problemele lui și încă mai are de învățat și trebuie să mai zdrobesc în el. Acum Dumnezeu îl pune și pe Moise la examenul idolatriei. Moise, am să șterg de pe fața pământului poporul ăsta și pe tine te fac începutul unui alt popor. Și nu se va mai spune poporul venit din Avraam, ci se va spune poporul venit din Moise. Acum, dacă Moise era vulnerabil la o asemenea ispită, Doamne, ce să fac? Facă-se voia ta. Și ai fi zis, măi, ce pocăi. Uite, spune ca și Maria, facă-se voia ta. Dar Dumnezeu ar fi văzut că în inima lui Moise îi place, Doamne, totul a început cu mine. Vrei să deschizi o biserică, Metanoia? Deschide-o, dar colaborezi cu mine. Ești sub conducerea mea. Oamenii ăștia nu zidesc împărăția, oamenii ăștia zidesc imperiul lor. Dumnezeu lovește și la asemenea oameni ca să nu vă mai lăudați cu Moise. Și el a avut slăbiciunea lui. Ca să nu vă mai lăudați cu David. Și el a avut slăbiciunea lui. Ca să nu vă mai lăudați cu tare. Numai Hristos îi desăvârșit și merită toată slava și n-are nicio slăbiciune. Slăvit să fie numele lui. Amin. Ispitit în toate felurile, dar fără păcat. Dar Moise aici biruiește ispita asta și se pune între Dumnezeul mânios și poporul vinovat. Vrei să scapi poporul de idolatrie? Trebuie la un moment dat să faci o rugăciune de mijlocire serioasă. Să plângi pentru poporul vinovat și să mijlocești înaintea lui Dumnezeu, care e un Dumnezeu mânios acum. Și Moise este omul care plânge pentru asta, care se roagă pentru asta. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Moise în rugăciunea lui recunoaște meritele lui Dumnezeu. Începe pur și simplu să se poziționeze pe poziția pe care Dumnezeu ne vrea. De la noi toată slava trebuie să plece la El. Noi nu avem dreptul să ne asumăm nimic din slava asta, ci totul practic trebuie să fie dus la Domnul. Duhul Sfânt nu se slăvește pe sine, îl slăvește pe Hristos. Hristos îl slăvește pe Dumnezeu Tatăl. Noi trebuie să-L slăvim pe El. Și auziți, versetele 32, 33, sunt versete în care Moise se roagă și într-adevăr se pune înaintea lui Dumnezeu pur și simplu predispunându-se pe sine la excludere. Dar până aici, îl vedem pe Moise că el scoate în evidență măreția lui Dumnezeu. L-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare. Doamne, Tu ai făcut asta. Puterea Ta cea mare, mâna Ta cea tare, ele au lucrat și au scos poporul ăsta din țara Egiptului. Dacă vrei să potolești mânia lui Dumnezeu, adu-i slava care îi se cuvine. Ia Lui, fă dreptate în modul ăsta și dă-i lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu și dă oamenilor ce este a oamenilor. Dați cezarului ce este al cezarului. Ce să-i dau? Să-i dau impozitele, să-i dau birul. Dar ce este a lui Dumnezeu, slava, închinarea, dați-o lui Dumnezeu. El o merită. Cuvântul Domnului spune că avem un Dumnezeu care se întoarce din iuțimea mâniei Lui. Așa ne arată Scriptura. Până la urmă, Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunea lui Moise și se oprește. Nu nimicește poporul ăsta în totalitate, așa cum a zis. Fraților, faptul că un Dumnezeu poate fi întors din iuțimea mâniei Lui, în urma rugăciunii cu smerenie, în urma unei mijlociri adevărate, în urma slavei pe care i-o aducem în sfârșit, e o mare șansă pentru noi.
O veste îmbucurătoare pentru noi. Avem un Dumnezeu care se întoarce de la mânia Lui. Și Moise așa îi spune Domnului. Și Moise este cel care, într-adevăr, reușește. Dacă a reușit el, putem reuși și noi. La versetul 19-20, îl vedem pe Moise că este mâniat din cauza idolatriei și spune cuvântul: Moise, când se apropia de tabără, a văzut vițelul, jocurile, s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână, le-a sfărâmat de piciorul muntelui, a luat vițelul care îl făcuse rei, l-a ars în foc, l-a făcut cenușă, a făcut leșie și a dat copiilor lui Israel să bea. Practic, trebuie să stăm să ne gândim, un slujitor adevărat nu poate sta liniștit atunci când poporul ia direcția idolatriei. Vedem pe Domnul Iisus Hristos mânios când s-a schimbat destinația casei Domnului. Ea se va numi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Îl vedem pe Moise mânios când un popor care trebuia să fie un popor de închinători către Domnul ajunge un popor idolatru ca celelalte popoare. Fraților, e important ce lucru ăsta. Dumnezeu vrea să vadă la noi că suntem într-adevăr categorici împotriva idolatriei. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune ceva care ar trebui să fie învățătură pentru noi. Moise s-a așezat la ușa taberei și a zis: cine este pentru Domnul să vină la mine? Toți copiii lui Levi s-au strâns la el. El le-a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Fiecare din voi să cingă sabia, mergeți și străbateți tabăra de la o poartă la alta și fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise. Aproape 3.000 de oameni au pierit în ziua aceea din popor. Moise a zis: predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi. E nevoie la un moment dat să încingi sabia. Și în momentul când ai încins sabia, pur și simplu să lași sabia să lovească chiar în cel care e aproapele tău. Și zice cuvântul că unii au lovit în fraților, alții au lovit în rudeniile lor, 3.000 de oameni au murit în ziua aceea. Noi suntem chemați și noi astăzi să punem mâna pe sabie. Dar cum asta? Ne uităm în cuvântul Noului Testament. Și cuvântul lui Dumnezeu este viu și tăietor, ca o sabie cu două tăișuri. Arde încheieturile și măduva. Judecă gândurile și simțurile inimii. Fraților, noi trebuie să fim încinși cu adevărul. Noi trebuie să încingem sabia. Noi trebuie să lăsăm cuvântul să cadă și să curățe. Blestemat să fie cel care face cu nebăgare de seamă lucru Domnului. Blestemat să fie cel care oprește sabia de la măcel. Dacă lovește cuvântul, trebuie să-l lași să lovească. Cuvântul ăsta lovește, taie ce trebuie tăiat. Dacă aici în Vechiul Testament sabia aceea ucidea, în Noul Testament cuvântul ăsta ucide ce-i rău. Ucide păcatul, ucide idolatria, ucide necurăția, ucide nedreptatea. Trebuie să lăsăm cuvântul să taie, să curățe, să lovească. Și dacă la un moment dat ești pus pur și simplu să ridici mâna pentru disciplinarea aproapelui tău, trebuie să o faci de dragul sufletului lui. Trebuie să o faci de dragul adevărului. Trebuie să fii predat în slujba Domnului, chiar cu prețul ăsta. Se cere asta. Până la urmă, cine este cel care îți dorește binele sufletului? Cel care îngăduie să rămâi mai departe într-o stare nepotrivită, într-o idolatrie condamnată de Domnul? Sau cel care vine și spune: așa este scris, așa vorbește Domnul și trebuie să ne supunem și trebuie să ne conformăm? Auziți până unde merge cuvântul. Moise s-a întors la Domnul, versetul 31, și a zis: ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare.
și a făcut un Dumnezeu de aur, iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Până unde merge ardoarea asta în mijlocire din partea lui Moise? Doamne, lovește-mă pe mine. Șterge-mă pe mine. Dar îndură-te de poporul ăsta și iartă. Vedem aici, într-adevăr, o inimă de păstor. Vedem aici o inimă de preot. Vedem aici ceva care seamănă cu atitudinea Domnului Iisus Hristos. Vedem aici ceva care e asemănător cu ce spune Apostolul Pavel. Din dorința de mântuire pentru rudele mele pământești, aș dori ca aproape să fiu eu însumi anatema, despărțit de Domnul. Dar, fraților, eu când citesc cuvântul ăsta, cuvântul ăsta mai spune că idolatria te duce în starea asta periculoasă de a fi șters din cartea Domnului. Și stau și mă gândesc. Stau și mă gândesc. Din cauza idolatriei să fii șters din cartea Domnului. E o mare nenorocire. E prea mare pentru noi. Ne depășește pe toți. Nimeni n-ar dori să fie într-o asemenea stare. De aceea, fraților, haideți să ne verificăm. Haideți să stăm să ne gândim. Lăcomia de avere este o închinare la idol. Este și asta o idolatrie. Materialismul ăsta, goana după avere în detrimentul celor sufletești, a celor duhovnicești. Inima ta stăpânită de lucruri materiale, de valori materiale, de bunuri materiale, în defavoarea relațiilor frățești, în defavoarea ascultării de adevăr, în defavoarea slujirii Domnului. E o stare de idolatrie. Dacă toate astea fac să slăbească legătura noastră cu Domnul, dacă opresc rugăciunea noastră, dacă ne rup de la părtășia frățească, dacă pur și simplu ne rup de la timpul de închinare, noi suntem vinovați. Și de aceea trebuie să stăm înaintea Domnului, să ne curățim și să ne sfințim. Mă rog din toată inima ca în urma unui asemenea cuvânt să ne vrednicim să intrăm în sărbători în așa fel încât Dumnezeu să dea binecuvântare. Să fim predați în slujba Domnului de dragul adevărului ca să vină peste noi binecuvântarea Domnului cum dorește Moise, binecuvântarea peste copiii lui Israel. Fiii lui Levi s-au predat în slujba Domnului. Au rămas în slujba preoției, s-au învrednicit de asta, de ce? Au fost gata, dar nu de dragul lui Moise. Că am spune, domnule, dar numai ăștia cu neam cu el, din seminția lui au sărit. Dar Moise spune clar, cei ce sunteți pentru Domnul, veniți la mine. Nu cei care sunteți de partea mea. Noi nu avem dreptul să tragem pe oameni de partea noastră, dar avem datoria să-i tragem pe oameni de partea Domnului, de partea adevărului, de partea sfințeniei, de partea neprihănirii. Mă rog ca Domnul să vă dea sărbători binecuvântate. Amin. Dar ca să avem parte de binecuvântare, să nu uităm ce spune Domnul. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoare. Și dacă poate e nu idolatria păcatul, ci este un păcat ascuns, poate e curvie la mijloc, poate e altă necurăție, poate e altă mizerie spirituală, haideți să ne pocăim, haideți să ne sfințim, haideți să ne curățim inima de orice amărăciune, de orice vrăjmășie, de orice răutate, de orice păcat. Să intrăm sfinți în sărbători și Domnul să poată da binecuvântarea Lui. Amin. Amin.